Mii de români au fost puși la pământ ieri de caniculă. Numai în capitală 1500 de oameni au căzut în stradă răpuși de soare. Deși meteorologii au prognozat 37 de grade, în multe zone termometrele au arătat peste 40. Nu-i de mirare că pragul critic al indicelui de confort termic a fost depășit. Ora 14. Bucureștiul s-a încins sub soare. Cei mai puțini rezistenți au cedat. Sute de oameni au căzut pe străzi. Camera cu termoviziune arată cel mai bine cuptorul prin care au trecut cei care s-au încumetat să iasă din casă la amiază. În afară de temperatura asfaltului, care este peste 60 de grade, avem și traficul, care și el supraîncălzește. Deci pietonul suportă acum maxim cât putea să suporte un organism. Mă și mir că oamenii la ora asta mai sunt pe stradă. Am plictisit în casă și zic, hai să mai căscăm gura la magazine. O idee mai mult decât riscantă. Pe lângă temperaturile amețitoare și nivelul radiațiilor a fost mare. Suntem în centrul capitalei, este ora 14, iar aparatul nostru arată 9 milivați pe centimetru pătrat, ceea ce înseamnă că nivelul radiațiilor a atins pragul de 11. Un nivel foarte mare care îi afectează în primul rând pe copii. Mai țineți mult afară? Nu, gata, plecăm. Stau la bazin, la apă și îi minte atmosfera, li se pare că este răcoare, dar soarele tot așa acționează. Iar munca la asemenea temperaturi e de 10 ori mai grea. Sunt 40 în aer și cu 130 câte sunt. Asta este. Dacă e nevoie, da, dar acum nu, m-am obișnuit deja. Colegul dumneavoastră e mai mult decât supraîncălzit în zone vitale, a ajuns până la 50 de grade. Asta deja îi creează un disconfort termic. În 28 de localități, indicele de temperatură și umiditate a trecut de pragul critic de 80 de unități. Nici la mare n-a fost mai răcoare. Pe litoral românesc, nisipul s-a încins la propriu. Ne demonstrează termometrul, care indică o temperatură de 45 de grade Celsius. Chiar și așa, turiștilor nu le pasă. Cum ajungi la apă? Pe vârfuri alerg cât pot de tare. Nu mai țin cont de nimic. Important e să intru în apă. Alții au alte metode. Apă minerală cu vier. Mai bine? E prea cald pe ceașaf, doamnă? Da. E excelent aici în apă. Bere. Multă? Bere și multă baie în larg. Cei mai mulți au stat la umbra aerului condiționat, însă medicii vă sfătuiesc să-l mai și opriți din când în când.